Acest proiect, care se desfășoară în aceste zile sub denumirea de Târgul Internațional pentru Turism Eco și Cultural, reunește delegații din 4 țări: Polonia, Macedonia, Bulgaria și România. Prima fază a proiectului a fost desfășurată în Macedonia, gazdă fiind orașul Negotinu, unde s-a sărbătorit și Ziua Europei. Au urmat acțiuni și în celelalte țări participante, în aceste zile fiind rândul Câmpul Lungului să facă cunoscut celorlalți parteneri din proiect cultura, istoria, tradiția și sportul din Mușcel. Astăzi, în sala de festivități a primăriei, a avut loc primirea oficială a invitaților și un forum cu tema cultura și turismul ecologic, factori importanți în dezvoltarea regională europeană. Este o onoare pentru noi să vă avem alături la cel de-al cincelea eveniment desfășurat în cadrul proiectului. Proiect ce poartă numele Rețea pentru Cultură, Sport și Turism. Pe parcursul celor patru evenimente derulate până acum în cadrul proiectului, s-a confirmat faptul că înfrățirea între diverse comunități reprezintă mai mult decât un document semnat. Este un mod de a ne cunoaște și de a coopera în diverse domenii. Oaspeții vor avea în această săptămână un program încărcat, un punct important în cadrul activităților fiind o expoziție de fotografie, în care fiecare delegație va prezenta un număr de 10 fotografii reprezentative pentru țara de proveniență, iar printre altele vor vizita și principalele obiective cultural-turistice din Câmpul Lung.